la storia complicata in Ucraina, cioè c'è una storia che si vuole fare, nimeni nu își mai aduce aminte că Ucraina stăpânește un teritoriu românești, că promovează o politică de desnaționalizare și de interzicere a culturii, a limbii și a afirmării naționale a românilor. Și noi, comunitățile noastre expun, se manifestă ca și cum Ucraina ar fi o țară a fericirii românilor din teritoriile pe care ei ocupă. Așa încât și astăzi acest discurs a fost și are actualitate și semnificația. Da. Cine mai dorește? Eu.